Astăzi avem pentru voi un subiect interesant despre care mulți români nu au aflat încă. Este vorba despre o comună din România în care oamenii vorbesc o limbă secretă de peste 100 de ani. Se numește Gumuțeasca sau limba de sticlă și a fost inventată de către geamgii din Apuseni. Care a fost motivul lor, veți afla în cele ce urmează. Comuna Mărăgău se află în județul Cluj-Napoca și este formată din satele Bociu, Reședința Mărăgău, Răchițele, Buteni, Ciuleni și Scrin Frăsinet, dar și cătunele Dodapili și Icponor, care țin de satul Răchițele. Comuna e dominată de proximitatea munților Vlădeasa, zonă montană și reprezintă 3,17% din suprafața județului. Conform ultimului recensământ din 2011, în Mărăgău se mai aflau 1484 de locuitori, în scădere față de cel din 2002. 96,36% dintre locuitori sunt români, iar pentru 3,17% din populație nu se cunoaște apartenența etnică. Religiile locului sunt ortodoxă, baptistă și greco-catolică. Aici se aflau cei mai buni geamgii din România, care erau căutați pentru maestria lor cu care făceau oglinzi, ferestre și icoane. Comuna Mărăgău a devenit celebră în România din două motive, iar unul este limba de sticlă sau gumuțeasca, cum mi se mai zice. Aceasta a luat naștere în urmă cu peste 100 de ani, grație geamgiilor din Apuseni, care au inventat limbaj de jargon pentru a-și vinde marfa. Scopul a fost evident ca străinii care le trec pragul satului sau la care se duceau să muncească să nu îi poată înțelege. Așa au decis să își inventeze propria limbă, fiind solicitați pentru a instala geamuri în toată țara. Aceștia se avertizau de persoane rele sau de pericole găsite în drumurile lor. O mai foloseau pentru a negocia ce preț să pună pe obiectele lor, fără ca vreun client să își dea seama ce se întâmplă. Limba a fost transmisă la fiecare generație, fiind cunoscută chiar și în zilele noastre. Din păcate, prea puțini o mai vorbesc. Este un dialect cu niște artificii între literele cuvintelor, numai de mărgăuani știut. Încă de mici, copiii din sat învață aceste artificii. De-a lungul timpului, oamenii din satele vecine au încercat să o înțeleagă și să o vorbească, dar nu au reușit, susține inginerul Darius Golban. Cu toate că limba a fost inventată în România, vocabularul geamgiilor nu are legătură cu cuvintele noastre, motiv pentru care geamgiii mărgăuani nu erau înșelați de alții. În prezent, mai există puțini oameni care o vorbesc, cum profesia aceasta a fost ucisă de apariția geamurilor termopan. În plus, cei mai bătrâni cunoscători ai limbii de sticlă au părăsit zona și nu mai are cine să o predea celor tineri. Așa se face că singurul argou profesional rural din România e pe cale de dispariție, relatează playtech.ro.